10 lei coronița, bradul 150 de lei, 170 de lei. La mare căutare în piețele constanțene, în ajunul Crăciunului au fost brazii, crenguțele de brad și coronițele. Comercianții au fost practic asaltați de numărul mare de constanțeni, care cu greu s-au hotărât ce să cumpere. Deocamdată nu. Facem cadouri întâi. Păi cât e buchetul? Nu știu. Ai... 15 lei pe ăla, două. Unii și-ar fi dorit să cumpere un brad, dar prețul era prea mare pentru buzunarele lor, așa că până la urmă s-au mulțumit să cumpere câteva crenguțe. Nu pe ultima sută, pe ultima sută trebuie să luăm ce ne mai trebuie, da? Ce ați cumpărat? Crenguțe? Am luat crenguțe, că dacă n-ai bani de brad, e și crenguțe. Crenguțe, mai degrabă crenguțe, deoarece dă miros, păstrăm și natura vie, nu mai sacrificăm atâți pomi de Crăciun. Niște crenguțe de brad este suficient. Masa să fie bogată, noi să fim sănătoși. De ce nu? Un Crăciun fericit! Alții s-au oprit la coronițele împodobite, ideale pentru a fi oferite cadou. Unei mătușe care mi-este mie drag și unui unchi bătrân. Ca o concluzie, cei care au așteptat ziua de ajun în speranța că poate comercianții vor lăsa la preț s-au înșelat amarnic, iar tarifele au rămas neschimbate.